În cadrul ultimului comandament organizat de administrație, constructorii de la parcările subterane din zona centrală a municipiului au declarat că lucrările de la cel de-al doilea parcaj au început să meargă mai bine și vor recupera din întârzieri. Deci am lucrat și ieri, am scos pământul, suntem în faza în care avem jumătate din stratul de blocaj făcut. Începem săptămâna asta terna de balast, sperăm să finalizăm săptămâna asta la sfârșit sau săptămâna viitoare până marți-miercuri. Depinde cum o să meargă treaba, dar am cam ieșit din pământ, deci de acum avem perspective să recuperăm și întârzierea aia. Da, mai dacă plouă, da? Nu, și dacă plouă nu ne mai încurcă. Păi știu, de asta am spus. Constructorii au mai precizat că începând de marți, 30 august, se intervine și la reabilitarea pavajului pietonal, iar în ceea ce privește jardinierele, parte dintre ele sunt deja placate la exterior. Edilul șef al municipiului s-a declarat totuși mulțumit de evoluția lucrărilor, însă apreciază că termenul pentru sfârșitul lunii octombrie, înaintat de reprezentanții firmei pentru turnarea radierului și a placajului pentru cel de-al doilea parcaj, este unul cam optimist. La parcajul numărul 1 merg lucrurile foarte bine, la parcajul 2 merg bine. Așa cum ați văzut din optimismul constructorului, în această săptămână se ajunge și acolo la perna de balast, deci pe românește se termină de scos pământul și la parcajul numărul 2. Asta este un lucru important pentru gradul de disconfort de acolo, praf și, mă rog, îngreunarea traficului în zonă. În cadrul proiectului, constructorii mai au de executat și două sensuri giratorii, însă nu a fost stabilit un termen în acest sens, deoarece este nevoie de corelarea execuțiilor cu lucrările din proiectul de reabilitare a unui număr de 14 străzi, proiect care încă nu a fost demarat.